Domnul meu te iubesc, de tirea să împlinesc, doar sfântă voia ta. Cum împărați la capitolul 8, că singurul lucru deosebit de încurajator pentru chemarea pe care noi ca biserică o avem, încă de atunci, Dumnezeu prezenta intenția pe care o are, ca toate neamurile, exprimă aceasta Solomon în rugăciunea pe care o face în unul împărat în capitolul 8, de la versetul 41, citesc până la 43. Când străinul care nu este din poporul tău Israel, va veni dintr-o țară depărtată pentru numele tău, căci te va ști că numele tău este mare, mâna ta este tare și brațul tău este întins. Când va veni să se roage în casa aceasta, ascultă din cer. Din locul locuinței tale și despre inimile acelea tot ce îți cucere, pentru ca toate popoarele Pământului să cunoască numele tău și se teamă de tine ca și poporul tău Israel. Iată motivul pentru care cerea el aceasta, ca toate popoarele să cunoască numele Domnului. Și spune când devine rugăciunea, în versetul 60 din 1 Împărați 8, pentru ca toate popoarele Pământului se poate cunoaște că Domnul este Dumnezeu, nu este alt Dumnezeu afară de El. De ce s-a supărat Domnul Iisus Hristos când a venit la Ierusalim și a intrat în templu? Așa de mult s-a supărat și s-a deranjat Iisus. Pentru că a intrat acolo și curtea era ocupată de evrei care făceau exchange office în casa Domnului, în curtea casei Domnului. Știm că acel loc, curtea, era destinată neamurilor care nu aveau acces dincolo. Și era pentru neamuri, era pentru scopul pentru care s-a rugat Solomon. Domnul Iisus Hristos i-a scos afară și zice că îi pare scurtat schimbătorilor de bani, scaunul de celor ce plineau porumbei și nu lăsa pe nimeni să poarte cu noastră din templu și învăța și zicea, oare nu este scris? Casa mea se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile. Iată de ce este deranjat Domnul Iisus Hristos, că locul unde trebuiau să vină neamurile a devenit o peșteră de tâlhar. Frateșilor, noi ne rugăm ieri pentru diferite zone din lumea asta. Toate neamurile trebuie să recunoască pe Dumnezeu. Unii dintre voi mai aveți această hartă pe care ați primit-o ieri. Deci vreau să mai facem o rugăciune. Și să facem această rugăciune. Fiecare dintre noi am avut o zonă repartizată în funcție de locul unde ne-am aflat. Rămâneți la zona pe care ați avut-o. Dar de data aceasta alegeți o singură țară. Rugați-vă pentru grupurile etnice din țara aceea. Să fie o țară pe care o aveți pe inima voastră. Dacă nu face parte din zona pentru care v-ați rugat și ai pe inima o altă țară, roagă-te pentru țara pe care a pus-o Domnul pe inima ta. E Oceania cu Australia. Poate alegi, știu eu, Malaezia, Indonezia. E Asia de sud-est. Poate că e Vietnam, Laos, Cambodgia. E Orientul. E ceva din Africa, o țară africană. Poți să iei din stat din America de Nord, poți să iei din stat din America Latină. Alege ceva. Ia o țară din Europa, poate iei din Scandinavia, unde este mare nevoie de impact al Evangheliei, pentru că a devenit foarte seculară Europa de Nord. Dar alege o țară, o singură țară. Poate ai auzit un mesaj despre țara aceea în ultima vreme, poate ai de cineva acolo, poate știi niște date să te rugăm. Și să ducem înainte lui Dumnezeu dorința ca Dumnezeu să binecuvânteze credincioșii care există acolo. Dacă nu există credincioși, Dumnezeu să aducă vremea să fie credincioși, să ajute Dumnezeu pe cei ce traduc părți în Biblie, să ia acolo resurse financiare, resurse umane, să protejeze Dumnezeu pe misionarii care s-au dus deja acolo. Rugați-vă pentru ca Dumnezeu să lucreze în opt acțiune, pentru toate grupurile de cei care sunt acolo. Fiecare dintre noi, ca și cum ne-am dus acolo, ducem cu mintea cu gândul nostru, haideți să ne rugăm, închidem ochii, nu trebuie să fim cu ochii deschiși ca să vedem, închidem ochii și ne rugăm, încercăm să vedem ce este în țara aceea, poate vezi deja harta acelui țări, acelui stat, roagă-te pentru el, în picioare, așezat, în genunchi, fiecare cum vreți, haideți să ne rugăm lui Dumnezeu, din toate